Ce avem noi aici? Ghicește cineva? Nu ghiciți normal. Hai că vă explic imediat. Mai țineți minte, băi bandiților, episodul în care fratele vostru bandit și-a pierdut toba? Ei bine, s-a întâmplat probabil cea mai mișto chestie de când fac motovlog, și anume, unul din subscriberii mei i s-a făcut milă de mine. Știți ce a făcut? Deși nu mă așteptam niciodată să se întâmple treaba asta. Comandat o altă tobă, același model, nouță, și mi-a trimis-o, ceea ce mi se pare genial. Bă, deci cum să, nu știu, habar n-am ce să zic, nu mă așteptam niciodată. Pe acolo nu mă lasă să mă duc. Imaginați-vă cu un om total necunoscut cu care n-am vorbit decât, cred că o singură dată am mai povestit pe chat, dar nu mi-aduc aminte, sigur. Parcă, da. Un om total necunoscut îți zice într-o zi, bă, vreau să-ți cumpăr eu o altă tobă dacă tot ți-ai pierdut-o pe aia. Și fix în ziua în care am postat videoclipul că mi-am pierdut toba, mi-a scris pe Facebook și s-a oferit să-mi cumpere toba, out of nowhere, așa. Bă, vreau să-ți iau eu toba. Și chestia asta este, bă, cum? Adică, toba a costat undeva pe la 200 de euro, plus că mi-a venit din Germania. Și imaginați-vă că omul nu mă cunoaște, adică, exceptând faptul că se uită la videorile mele, nu știe cine sunt, cu ce mă ocup, ce fac, de ce e așa. Doar a zis că vrea să fac el o faptă bună și a făcut-o. Ceea ce mi se pare incredibil, bă, nene, deci cred că asta e cea mai mișto întâmplare ever pe care am avut-o de când fac motovlog. Și este un impuls să continui și să fac treaba din ce în ce mai bine. Și nu ca să primesc chestii gratis, dar faptul că ai o comunitate care vezi cumva că te susține, te face să mergi mai departe. Treci? Da, și imaginați-vă! Eu nu știu ce să zic, decât să-i mulțumesc foarte, foarte mult. Și a dat de dovadă că încă există oameni pe lumea asta. Și când zic oameni, mă refer la oameni, nu la ființe, care fac chestii fără niciun interes. Nu vi se pare genial? Ca mie mi se pare. Și țin să-i mulțumesc pe această cale. M-a rugat dacă se poate să nu-i dau numele, ceea ce n-o să fac, dar știe el cine este. Este incredibil cum cineva îți poate cumpăra ceva. Nu știu, v-am zis, eu am rămas fără cuvinte. Nu sunt obișnuit să primez nimic de-a moaca pe gratis. Toată viața mea a trebuit să muncesc pentru ceea ce am. N-am primit nimic de la nimeni niciodată și mi se pare atât de ciudat. Da, e
e un sentiment foarte mișto. Nici nu aveți idee. Deși nu-mi pare că sunt foarte încântat după voce, vă zic eu că sunt. E șocul ăla, că, na, când primești ceva nu știi ce să zici. Și țin să vă mulțumesc tuturor celor care vă uitați la mine, atât pentru mesajele de susținere, cât și pentru like-uri, share-uri și ce mai dați voi pe acolo. Dacă dați, dacă nu, nu vă mulțumesc oricum. Glumesc. Pentru cineva care face chestia asta din pură plăcere, cu frig aici de te cași pe tine. Tata aia ăsta porni, așa e mai bine. Sunt aici la Hong Kong. Știi că dacă fac treabă, fac cum trebuie. Pentru că asta e treaba mea, normal. M-a sunat unul meu Silent Strike, mi-a dat un beat. Normal că nu puteam să stau deoparte, că beat-ul-i blană de rechel ca Buddha. 4000 de procesoare CUDA să randeze filmul în 4K. Ca partea ai rezoluția pe anul ăsta, de-aia scriu un avion și peste hotare. Delie miez, restul cotoare, șapcă pe cap, ochelar de soare, cu hanorac port fix la culoare, am fix spar liniile maxilar fix ca pe